înviere. Vă propun să începem întâlnirea noastră de astăzi. Din cei 35 de consilieri județeni din funcție, sunt prezenți 32. Ședința fiind legal constituită își poate desfășura lucrările. Având în vedere ordinea de zi pe care ați primit-o și a primit-o fiecare, la ședință, la întâlnirea noastră de astăzi, avem invitat special și vreau să vă prezint pe noul prefect al județului Bacău, fosta noastră colegă din Consiliul Județean, doamna Maricica Coșa. Și numele dumneavoastră ne dorim o colaborare la fel de fructuoasă pe care am avut-o și în interiorul Consiliului Județean, la top și celelalte funcții pe care le-a deținut de-a lungul activității domniei sale și îmi doresc ca împreună instituția prefectului să devină mai cu viață și într-adevăr să ne ținem de administrație și măsurile și programul Guvernului să poată fi presimțite de către fiecare cetățean al județului nostru. Mult succes, doamna prefect! De asemenea, invitat la întâlnirea noastră de astăzi este domnul Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău. Doamna Daniela Oana Chelaru, președinte executiv la Aeroportul Internațional George Enescu, Cmeciu Doina, coordonator la Centrul de Informare Eurodirect Bacău, Mărărașul Nadia Nicoleta, coordonator Centrul de Informare Eurodirect Bacău, Cristian Sava, președinte la Asociația de Fotbal Bacău, Gabriela Gureu, manager la Complexul Muzeal de Științe Naturii din Borcea Bacău, Mariana Popa, manager la Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Adrian Gabor, director la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău, Edi Constantin Absente, director la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2. Colegii noștri din aparatul tehnic al Consiliului Județean, director executiv, adjunț ai Direcțiilor Aparatului de Specialitate, reprezentanții mass media. Vă dau citire ordinei de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27 martie 2017. 2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Pocovnicu Constantin Dorian. 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Prapăt Silviu Ionel. 4. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de numărare a voturilor și actualizarea componenței acesteia. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Valentin Ivancea, subprefect al județului Bacău, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, mandatul 2016-2020. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2017 al județului Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 83 de metri pătrați situat în municipiul Bacău, strada Spirul Haret, din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pe anul 2017 al Regia Autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea Vasile Alexandri din Bacău în vederea derulării proiectului Centrul European de Informare Eurodirect Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău în vederea cofinanțării proiectului prin fotbal, o șansă pentru toți. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău, precum și aprobarea structurii personalului nedidactic din unele instituții de învățământ special din județul Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin serviciile 2014-2019 pe unele trasee județene.
la diverse, la punctul diverse, s-a propus după publicarea ordinii de zi în ziarul în cotidianul Băcăuan, proiectul hotărârea privind asocierea dintre județul Bacău și Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești în vederea cofinanțării proiectului Raliul Moldovei Bacău 2017 și de asemenea un proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean ca membru în cadrul autorității teritoriale de ordine publică Bacău în mandatul 2016-2020. Și înainte de a supune, vă supun atenția și vă propun ca punctul ultimul punct de la diverse să-l ducem la punctul 6, pentru că e vorba de 3 hotărâri cu vot secret și să fim operativi. Așa că vă propun următoarea ordine de zi cu această propunere. Cine este pentru? Abține, potrivă, mulțumesc. De asemenea, vă rog să-mi permiteți, înainte de a da cuvântul și a intra înainte de ordinea de zi, să, în numele dumneavoastră, să îi felicităm și să le urăm viață lungă, sănătate și putere de muncă, pentru că luna aceasta și-au sărbătorit ziua de naștere doamna Ana Martiș, colega noastră. Și domnul Gheorghe Berceanu. La mulți ani! Acum, cu permisiunea dumneavoastră, vă rog să să-mi dați voie să o rog pe doamna prefect să ne spună câteva cuvinte. Dragi colegi și foști colegi, recunosc că pentru mine este un moment emoționant, pentru că astăzi ne iau la revedere de la cei care m-au format în administrația publică locală. Am început alături de dumneavoastră în anul 2008, de președintele Dragoș Benea, propusă de o echipă a Partidului Conservator. Niciodată, dacă ești un om cerebral și ești un om apelat proiectelor județului, nu-ți poți uita rădăcina din care provii și acolo unde te-ai format, ca și om în administrația publică locală. Mă simt încărcată de emoții pentru că formarea mea în administrația publică locală provine de aici, din jurul dumneavoastră. Am considerat că acceptând funcția de prefect nu înseamnă o despărțire de Consiliul Județean, exact așa cum am spus și ieri. Proiectele județului sunt foarte importante pentru prefectura Bacău. Îmi doresc în continuare o bună colaborare cu dumneavoastră, domnule președinte, ca și reprezentant al Consiliului Județean. Sunt multe proiecte importante, sunt multe proiecte de care vor fi legate instituțiile pe care noi astăzi, în fruntea cărora astăzi suntem. Fiind un moment emoționant și, stimați colegi, doresc să vă spun că o să vă duc dorul. Sunt convinsă că o să duc dorul formatului acestor ședințe. Ușa prefecturii va fi deschisă pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că, în calitatea de consilier județean, sunt convinsă că sunteți alături de problemele cetățenilor județului Bacău. Eu, împreună cu instituțiile din subordinea proiectului, voi pune umărul la rezolvarea acestor probleme. În rest, vă urez mult succes și cu nostalgie în suflet vă spun că sper ca într-o zi în viitor să mă întorc în Consiliul Județean. Mulțumesc celor care au contribuit la formarea mea, domnului președinte Dragoș Benea, în perioada dumneavoastră ca și președinte, eu fiind vicepreședinte și de asemenea trebuie să mulțumesc echipei care m-a propus la Consiliul Județean în anul 2008, domnului deputat Constantin Avram, nu în ultimul rând, domnului vicepreședinte fost, domnul Brăneanu Dumitru, de la care am avut de asemenea de învățat și la fel de important pentru mine, doamna secretar Lina Zară. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim, doamna secretar!
Cred că nu o să aveți timp să ne duceți dorul. Sunt atâtea de făcut. Și cred că împreună cu domnul subprefect, echipa completă de la prefectură vom avea o colaborare și doresc la fel o colaborare foarte bună, pentru că simt că timpul își pune presiunea așa pe noi în fiecare zi cu tot ce avem noi de făcut pentru județul acesta. Vă mulțumesc mult și vă propun să intrăm la primul punct al ordinii de zi, să dăm cuvântul doamnei secretar al județului, doamna Ina Zahar. Potrivit prevederilor articolului 42, alineatul 5, coroborat cu articolul 98 din legea administrației publice locale, publicată cu modificările și competențele ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, vă rugăm, domnule președinte, să supuneți spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 27 martie 2017. Mulțumesc, doamna secretar. Dacă sunt discuții pe acest punct, dacă nu se pună aprobării, cine este pentru? Vă mulțumesc, abținere, motivă, nu sunt. Trecem la următorul punct, acel de al doilea. Este vorba de demisia din calitatea de consilier județean, ales pe listele PSD, a domnului pocovnicul Constantin Dodia. Conform articolului 18 alineatul 3 din legea 393/2004, mandatul domnului pocovnic Constantin Dorian, consilier județean, încetează de drept, având în vedere reglementările legale prezentate mai sus. Vă propun aprobarea proiectului de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean domnului pocovnic Constantin Dorian. Cine este pentru? Mulțumesc. Țineri, trecem la următorul punct al ordinii de zi. Hotărâre privind proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean a domnului Silviu Ionel Pradăț. Văzând raportul Comisiei de validare a Consiliului Județean, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean a domnului Pradăț Silviu Ionel, supleant pe lista Partidului Social-Democrat la alegerile din 5 iunie 2016. Vă propun validarea mandatului de consilier județean al domnului Pradăț Silviu Ionel, supleant pe lista Partidului Social la alegerile din 5 iunie. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Îl rog pe domnul Silviu Ionel Pradăț să vină aici în față. Noi ne ridicăm pentru care unii așa să ne pună zbără mult. Subsemnatul Pradăț Silviu Ionel. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Demisiei domnului consilier județean Toma Viorel, s-a vacantat mandatul de consilier al domnului sale și această comisie trebuie completată. Vă rog să faceți propuneri. Conform ea formată din trei membri, PSD,
ALDE, PNL, 5 membri. Da. Deci propunerea trebuie să vină de la ALDE. Rugăm. Domnul consilier Fumulescu. Propun din partea ALDE să facă parte din Comisia de Numărare a Votului domnul consilier județean Sorin Umbrărescu. Rog secretariatul să facă nominalizarea asta, să așteptăm și următorul. Da. Și după aceea faceți pentru cu toate trei. Cel de-al șaselea punct, trecem la următorul punct. Privind rog secretariatul să-și facă datorii acum, pentru că avem nevoie de comisia completă de numărare a voturilor pentru ce urmează. Vicepreședintele Consiliului Județean, în data de 22 decembrie, domnul Ionel Floroiu și-a depus demisia din funcția de Consiliu Județean ca urmare a alegerii în funcția de ulterioră ședința Consiliului Județean din decembrie. A fost aprobată hotărârea privind constatarea vacantării mandatului de Consiliu Județean a acestui. Având în vedere situația creată, vă propun aprobarea proiectului de privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Vă rog să îmi permiteți să fac eu propunerea din partea Partidului Social Democrat. Propunerea noastră este domnul Ionel Silviu Braveț. Vă rog să treceți secretariatul tehnic să-și... Da? Eu vă propun să trecem și la următorul. Președinte. Da. Da, dacă mai sunt și alte propuneri. Sigur, da. În vedere că este vorba de o funcție importantă și dorim să ne asumăm această responsabilitate. Vă rog. Propunerea noastră este domnul Polteanu Petre Cezar. Da. Vă rog, doamna. Ați notat, da? Da. Ok. Hai să trecem și la punctul 6. Desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean ca membru în cadrul ATO. Ținând cont de demisia domnului Dorian Constantin Popovic din funcția de consilier, acesta își pierde și calitatea de membru desemnat în cadrul Autorității de Editura de Ordine Publică ATO. Partea impune înlocuirea sa cu un alt Consiliu Județean desemnat cu respectarea condițiilor stabilite de lege și validată în plenul Consiliului Județean. Vă rog să-mi permiteți să fac o propunere în acest sens. Propun am postul vacant la top să propun doamna consilieră județean Carmen Dinu. Dacă mai sunt și alte. Vă rog. PNL susține cu domnul Costică Marcu. Ați notat? Vă rog. Secretarul de tehnic să mă facă. Hai, vă rog. Trecem acum la punctul 7 al ordinii de zi, între timp secretariatul și desfășoară activitatea. Proiect de hotărâre privind validarea, mai încet, vă rog, în liniște. Duceți activitatea, dar în liniște.
validarea domnului Valentin Ivancea, subprefect al județului Bacău, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, în mandatul 2016-2020. Conform hotărârii Guvernului 162-2017, privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Sorin Gabriela Ilene, acesta își pierde calitatea de membru al ATOP, deoarece nu mai numește funcția care a determinat desemnarea sa în acest organism. Prin hotărârea 170 din 30.3.2007, privind exercitarea caracterului temporar prin detașarea funcției publice de suprefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin, acesta devine potrivit legii membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, urmând ca mandatul său să fie validat de plenul Consiliului Județean Bacău astăzi. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind validarea domnului Valentin Ivancea, subprefect al județului Bacău, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, țineri, nu sunt. Așadar, s-a completat atopul cu membru. Domnul Valentin Ivancea, vă doresc mult succes și experiența dumneavoastră, sper și expertiza, să spun în urmă, dacă vreți să spuneți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că alături de dumneavoastră să facem ca atopul să fie eficient în favoarea cetățeanului. Mulțumesc mult și vă doresc cu tribunul meu pe vizitele treabă. Da. Da. Mulțumesc. Trecem mai departe, punctul 8 al ordinii de zi. Doamna director Mitrea, vă rog să prezentați proiectul de privind aprobarea contul de execuție bugetară pe trimestrul 2017. Gracias.
Da, mulțumesc, doamna directoră. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui material, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Trecem la punctul 9 al ordinii de zi. Trecerea unui teren, o suprafață de 83 de metri pătrați, situată în municipiul Bacău, strada Spirul Haret numărul 2, din domeniul public al județului, în domeniul public al municipiului Bacău. Urmare a solicitării adresate Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, prin încheierea din 14.03.2017, conform extrasului de carte funciară și a planului de aplasament, imobilul situat în Bacău, strada Spirul Haret, a fost dezmembrat în imobile cu următoarele numere cadastrale. Și sunt trecute numele cadastrale cu suprafețele respective. Precizăm că articolul 9, alineatul 3 din 213 din legea 213-98 privind bunurile proprietate publică cu modificări și competențe, prevede că trecerea unui bun din domeniul public al județului, în domeniul public al unității administrativ teritorial de verază teritorială al județului, respectiv, se face la cererea Consiliului Local prin hotărârea Consiliului Județean, declarându-se din bun de interes public județean, în bun de interes public local. Față de cele mai sus precedente, vă supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 83 metri pătrați, situat în municipiul Bacău, din domeniul public al județului, în domeniul public al municipiului Bacău. Dacă sunt discuții la acest material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Vă mulțumesc. În privință, dacă au venit rezultatele de la comisia, rezultatele cu completarea comisiei de numărare a votului. Până atunci, o să trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017 la Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Am să rog pe doamna președinte Oana Chelar. Bună ziua, doar dacă sunt întrebări, pentru că am fost la comisie și am discutat pe larul la comisie mai toate detalii. Dacă aveți întrebări suplimentare. Materialele au fost dezbătute în comisie. Dacă sunt discuții din materialele, dacă nu sunt, vă supun spre aprobare. Acest proiect al ordinii. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Împotrivă? Vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Prima, deci am înmână procesul verbal, pe care de amărării pot menționată pentru alegerea, pentru completarea comisiei. Deci sunt 34 care au participat, sunt 32 de voturi obținute de domnul Umbrărescu Sorin și două nume. Da? Da. Deci comisia își poate intra în reclamă numărarea voturilor pentru celelalte două nume. Mergem mai departe cu punctul numărul 11. Director Botez, vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea Vasile Alexandru din Bacău în vederea derulării proiectului Centru European de Informare Eurodirect Bacău. Vă rog. Bună ziua, domnule consilier. Prin hotărârea numărul 62 din 14.04.2009, Consiliul Județean Bacău a aprobat realizarea parteneriatului cu Universitatea Vasile Alexandru din Bacău în vederea implementării proiectului Centru Eurodirect Bacău. Astfel, în anul 2009, a fost încheiat un acord de parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandru din Bacău pentru implementarea proiectului Centru Eurodirect Bacău. Ulterior, în conformitate cu cerințele finanțatorului, parteneriatul menționat anterior a fost reconfirmat și confirmat la început cu anul 2010. Centrul Eurodirect Bacău reprezintă rezultatul unui
parteneriat stabil existent între mediul academic, reprezentat prin Universitatea Facială Alexandrie din Bacău, Administrația Publică Locală, reprezentat prin Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Municipal Bacău. În cadrul Centrului European de Informare Eurodirect Bacău se realizează o multitudine de activități ce pun în aplicare conceptele Uniunii Europene. Astăzi, printre activități, se realizează promovarea județului Bacău în mediul european administrativ, antreprenorial, social și cultural, se consolidează posibilitatea de a deveni parteneri sau coordonatori în cadrul proiectelor europene și se continuă activitățile specifice politicilor europene aplicate la nivel județean. O altă serie de activități în cadrul Centrului European de Recuperare se consolidează și se promovează profilul cetățeanului bacăuan cu abilități și competențe, valabile pe piața muncii europene și se consolidează relația între mediul administrativ, universitar, economic, social și cultural la nivelul județului Bacău ca marcă a priorităților europene de comunicare pentru anul 2017. Față de cele prezentate mai sus, supune spre aprobare proiectul de hotărâre prin continuarea parteneriatului dintre județul Bacău și Universitatea Facială Alexandrie din Bacău și în vederea derulării proiectului Centrului European de Informare Eurodirect în anul 2017. Da, mulțumesc, domnul director. Vreți să vă exprimați votul mai liniște. Dacă se întâmplă să își vrea activitatea. Dacă sunt discuții mai bune acestui material, domnul Olteanu. Mulțumesc, domnule președinte. La prezentarea anterioară a aceleiași proiect, în mandatul trecut, făceam o propunere legată de înființarea unui birou regional la Bruxelles pentru reprezentarea județelor Moldovei și ceream Consiliului Județean, executivul Consiliului Județean, să aibă inițiativa înființării acestui birou de reprezentare. Vă rog, liniște. Domnul președinte Dene atunci mi-a spus că există o astfel de inițiativă, urma a se pune în operă. Chiar că au trecut de atunci mai bine de 2 ani, nu s-a întâmplat nimic. Și singura reprezentare a regiunii noastre, a Moldovei, o regiune săracă, nu este cea mai săracă din Europa, dar printre ultimele 5 regiuni ca grad de sărăcie, spuneam că singura reprezentare este un birou deschis de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Bine și frumos că avem acest birou, dar uitându-mă pe site-ul agenției și al biroului, văd cam cât de activ sunt, cam cât de interesat sunt în promovarea intereselor regiunii Nord-Est. Ultima postare pe site-ul agenției apare pe data de 17 august 2016. Așadar, această acțiune de reprezentare a intereselor regiunii noastre este aproape nulă. De aceea, revin cu această propunere de a iniția noi Consiliul Județean Bacău demersurile pentru înființarea reprezentanței regionale Moldova. Spuneam în prezentarea de acum 2 ani că este o practică curentă pentru țările care au succes în dezvoltarea economică, în accesarea fondurilor europene. Și vedeam acolo exemplu Poloniei, care are 18 birouri regionale. Iar Croația, care nu este membru al Uniunii Europene, are 6 birouri de reprezentare regională. Vă spun câteva din atribuțiile acestor, din beneficiile acestor reprezentanțe regionale. Asocierea autorităților locale din regiunea reprezentată într-o structură neguvernamentală în vederea reprezentărilor, afirmă o altă structură asociative direct la nivelul instituțiilor europene prezente la Bruxelles. Afilierea la alte structuri europene, similare în vederea sprijinului reciproc, accesarea de finanțări reamplasabile în folosul unor structurii directe la instituții europene, atragerea de investiții private în zonele reprezentate, dezvoltarea de parteneriate la nivel european în beneficiul proiectelor, asigurarea de know-how, asistență tehnică și consultanță pentru mediul structurii în vederea atragerii de finanțări reamplasabile, derulării de proiecte și dezvoltării acestora. Reprezentarea intereselor locale și a oportunităților de dezvoltare și afaceri la nivelul instituțiilor europene. Și vedeam un exemplu
al reprezentanței regiunii zonei Palencia, care are un birou de reprezentare la Fosel și care a reușit să atragă prin acest birou fonduri nerambursabile de 200 de milioane de euro. Așadar, domnule președinte, stimați colegi, cred că este imperios necesar, mai ales în condițiile în care vedeți foarte bine că autoritățile centrale nu prea se dau gest de a ajuta Moldova, să ne luăm singuri soarta în mâini și să încercăm să dezvoltăm această regiune acționând la fondurile europene direct de la Bruxelles. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier. Vreau să vă întreb reprezentarea unde, dar până la urmă ați ascultat asta. Da, să știți că am luat în calcul și acum, nu știu, acum două, trei întâlniri, ședința noastră, probabil la ședința din februarie, nu? Deci am venit cu propunerea de a completa și a avea reprezentativitate și acest birou să îl facem funcționa. Noi până acum, nu știu câți ani nu am avut. Și am votat cu toți aici să avem un reprezentant la nivel de regiune. Vă rog. Ședința din martie, când a fost aprobat bugetul, a fost aprobat și prezența unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău la Bruxelles. Am luat legătura cu reprezentantul ADR-ului la Bruxelles. Am discutat și urmează să venim să supunem și aprobare ședința din luna mai, în funcție de costurile pe care le vom primi de la Bruxelles. Propunerea mea de a realiza acest birou destinște Agenția de Dezvoltare ca o inițiativă propria executivă Consiliului Județean Moldovenești. Va fi reprezentantul Consiliului Județean Bacău la Bruxelles. M-am exprimat greșit, am luat legătura cu cei de la ADR pentru a ne da anumite detalii despre costuri în ceea ce privește cazare, transport și birou cu persoane care va ține legătura cu reprezentanța Comisiei Europene. Nu va fi, va fi total separat de ADR. Va fi reprezentat cu Consiliul Județean Bacău. Da, spuneți. Și demersul pe care ne inițiază domnul Benea, ne așteptăm și pe asta. Să nu mai trate iar câți bani, când constatăm și nu am nimic. Mulțumesc! Domnul consilier, s-a aprobat, ne-am prins și în buget aceste cheltuieli, sigur, că generează niște cheltuieli pe care ținem și cum ei putem plăni. Și propunerea noastră a prins. Iar domnul consilier, vă rog. Vreau să prezint legat cu punctul prezentat la ordinea de zi, în speță cu Universitatea Vasile Alexandrei. După cât cunoaștem, an de an noi discutăm acest subiect, sprijin și evaluăm totodată activitatea în cadrul acestui proiect. Eu sunt mândru că am ocazia să fac acest lucru și mă bucur că activitatea unui grup de profesori universitari, în jurul lor, zeci și zeci de studenți, este coalizată cu succese deosebite. De altfel, mă zic, domnul legat în propunerea de domnul consilier Orteanu, cred că ceea ce face Universitatea Vasile Alexandrei este un centru destul de cu care noi trebuie să pândrim și trebuie să-l folosim. Și poate fi extins modul lor, că ei au foarte multe interese care sunt în domeniul de cercetare, de studiu, așa că eu zic că pot și ne putem plia pe această chestiune. De ce să nu folosim ceea ce... Da. Deci numai, eu zic, se pot face niște lucruri foarte frumoase. De ce avem? Dacă vrem neapărat să stăm în un alt institut, să ne băgăm altul, trebuie văzut de eficiența acestei chestii. Da. Susțin cu toată sufletul, cu toată tăria acest proiect și mă bucur că am ocazia încă o dată spus să Da, și eu susțin acest proiect și îl susțin din perspectiva faptului că am participat de trei ori
la activitățile organizate în cadrul acestui proiect. Și cu acest prilej aș invita și alți consilieri, atunci când sunt rugați și invitați la o serie de acțiuni, să participe pentru a ne da seama concret dacă proiectele respective merită să fie susținute și promovate în continuare. Eu am fost de vreo 3 ori prezentă la la acțiunile în cadrul acestui proiect și vă spun foarte sincer că am rămas încântată de organizarea exemplară a acțiunilor în cadrul acestui proiect, în care au fost promovate o serie de obiective și tradiții băcăoane, la care au fost prezente și oficialități naționale și împreună cu acestea pe plan județean și național, inclusiv în cadrul proiectului european, deci în afara țării. Este unul dintre bunele proiecte pe care noi le-am promovat, iată ediția 8-a, și susțin cu toată tăria să susținem în continuare Consiliul Județean acest proiect și să participăm ca să știm exact ce se întâmplă. Iar în legătură cu propunerea domnului Olteanu, n-am nimic împotrivă, sigur că putem să vedem ce se poate realiza din propunerea domnului. E aprobată, doamna. E aprobată, poate mai tocmai pentru a avea o reprezentativitate mult mai bună și să avem informațiile, așa cum spunea, și toate finanțările la nivel de max, la nivel cel mai înalt. Deci iată că prin aceste propuneri se poate îmbunătăți. Eu felicit pe cei care organizează, pe doamna profesoară Meciu și grupul Dânsei, așa, și le urez succes în continuare să vină cu acțiuni inedite pe care noi să le promovăm. Și încă o dată fac apel, vă rog să nu mi-o luați numele rău, suntem invitați, eu primesc mereu invitații și cred că și dumneavoastră, la o serie de acțiuni pe diverse domenii. Haideți să ne mai întâlnim și în alte locuri la acțiunile respective, atunci când organizatorii ne propun sau ne pun în mapă aceste invitații. Este și dreptul și obligația noastră de a sfârși dreptul și obligația, doamna consilier, de a fi prezenți la acțiunile pe care Consiliul Județean le promovează. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc, domnilor colegi. Stimați colegi, dacă mai sunt alte intervenții. Marginea secundară, nu, vă rog să-mi permite să vă supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, împotrivă, nu sunt. În comisia de numărare a votului pe lume a adus rezultatul, trecem la următorul punct al ordinii de zi. Privind asocierea de județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal, în vederea cofinanțării proiectului prin fotbal, o șansă pentru toți. Scopul proiectului prin fotbal, o șansă pentru toți, este menținerea unei bune stări de sănătate prin practicarea fotbalului, socializarea dintre tineri practicați, precum și dotarea cu mici de fotbal pentru competiție și echipament de joc personalizat. Obiectivul general îl reprezintă creșterea numărului de practicanți și de tineri implicați în fenomenul fotbalistic la nivelul întregului județ. Obiectivele specifice ale proiectului sunt asigurarea de condiții cât mai bune pentru organizarea și practicarea fotbalului la nivelul fiecarei comunități din județul nostru. Asociația Județeană de Fotbal este forumul care coordonează echipele de junior și senior de la nivelul județului. Proiectul se va desfășura pe parcursul anului competițional 2017 pe întregul teritoriu al județului. În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele activități, așa după cum ați primit și dumneavoastră în material, pregătirea competiției privind stabilirea datelor tehnice și a regulamentului competiției, mediatizarea prin mass media locală, pregătirea bazei sportive pentru competiție, desfășurarea competiției, perioada de desfășurare, echipele care vor participa și premierea, activități organizatorice și achiziționarea echipamentului, mici de fotbal, echipament sportiv, raportarea și evaluarea finală a activităților desfășurate în proiect. Rolul de partener în proiect al Dețiprost presupune o cofinanțare în valoare de 130.000 de lei, corespunzătoare perioadei de desfășurare a activităților în proiect. Având în vedere
Cele prezentate ca sinteză vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea dintre județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău în vederea cofinanțării acestui proiect. Nu înainte de a vă întreba dacă sunt intervenții în marginea acestui proiect sau dacă sunt alte intervenții. Vă mulțumesc. Dacă nu, vă supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abține. Nu sunt. În sfârșit, amânând procesul verbal, cu ocazia numărării și dau cuvântul unei președintele a numărării celălalt. La vot au participat 34 de consilieri județeni, de numărul de 36. Votul s-a exercitat pe numărul așa. În urma numărării, votul s-a făcut următorul rezultat. Bravăț Silviu Ionel, 24 de voturi. Oșteanu Cezar, 10 voturi. Așadar, cu votul nostru, începând din acest moment, avem și cel de-al doilea vicepreședinte în persoana domnului Bravăț Ionel Cezar, care îi dorim sănătate și putere de muncă și iată am întrecit echipa conducerii. Doamna prefect, doamna Marci Capoș, a vrut să intervină. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule președinte. Astăzi, Consiliul Județean Bacău are o echipă perfectă. Vă felicit, spor la muncă și buna noastră colaborare în promisiunea care ne leagă. Mulțumesc frumos, eu o să mă retrag. Mulțumesc! Mulțumim, doamna prefect, mulțumim, doamna prefect. Noi ne continuăm lucrările. Și eu doar că acum pe Silviu Ionel Bravăț să vin aici. Și din momentul ăsta să-și intrim în atenție. Am în mână și procesul verbal. Mai e da, am să citesc eu ca să într-o penalitate. Numărarea votului se face de semnarea și validarea unui membru al autorității de care de numele publică. La vot au participat 34 de aleși locali, de 35. În urma numărării votului s-a constatat următorul rezultat. Dima Carmen, 23 de voturi pentru și Marcu Costică, 11 voturi obținute. Așadar, doamna Carmen Dima va fi nou membru în ator. Felicitări și spun la treabă. Mergem mai departe, da? Permisiunea noastră vor să dau cuvântul domnului doamnei director Sava Ambra pentru a prezenta proiectul de hotărâre cu modificarea statului de funcție a unui instituțional. Vă rog, doamna este vorba de proiectul de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcție la voi instituții publice de cultură, din subordinea Consiliului Județean de Servici, Complexul Iana Conexu și Complexul Universitar de Științe Naturii Ion Borgea, precum și aprobarea structurii personalului didactic de la două unități de învățământ special de județul Bacău, respectiv Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănici. Cele două instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean au solicitat în gradul sănătatea profesională e venea suprimată. În urma examenelor realizate la organizate în cadrul celor două instituții de cultură, candidații înscriși și au fost declarați admiși, având dreptul la promovare. De asemenea, în cadrul cele două unități de învățământ special din județul Bacău, au solicitat aprobarea culturii persoanei dedicate prin suplimentarea anului de voturi, respectiv 3 posturi la Centrul de Educație Inclusivă numărul Bacău și 4 posturi la Centrul de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Menționez că atât propunerile de promovare a personalului contractual, cât și cele de suplimentare a personalului dedicat, s-au realizat cu încadrarea în cheltuielile de personal și numărul maxim de voturi aprobate prin hotărârea Consiliului Județean 73 pe 2017. Am înțeles cele prezentate, consider necesară aprobarea acestui proiect. Dacă sunt
Da, mulțumesc, doamnă director. Dacă sunt intervenții, stimați colegi, vă rog. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. 14 pe ordinea de zi. Și dau votul domnului vicepreședinte Gheorghiță Marius Gabriel pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Hristos a înviat, înainte de a face expunerea de motive, în loc să-mi permite să-l felicit pe domnul vicepreședinte Bramăț și să-i urez bun venit în echipa de conducere a Consiliului Județean. Sunt sigur că alături de domnul președinte Brașoveanu și de mine vom lucra foarte bine, bineînțeles cu sprijinul dumneavoastră a consilierilor de județene. Bine ați venit, domnul vicepreședinte. Serviciul public de transport județean de persoane a depus o documentație. Am să vă citesc mai pe scurt, pentru că sunt mai multe trasee, permisiunea dumneavoastră să mai scurtăm. Solicită operatorul de transport SECE Teletrans Bacău pentru Ilimpex, SECE Transport Public ESA Bacău lui Zicălugăra Mântura, cum lenapețele Bacău pentru un traseu Giosen Galben Nicolae Bălcescu, farțatii busele Mărcineni, Racova Hemeuș. Toate documentele au fost depuse conform legii și dacă nu aveți dumneavoastră intervenție, am să-i propun domnului președinte să supună la vot acest proiect. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul președinte, dacă sunt intervenții. Imaginea acest material în afara celor din cadrul comisiilor de specialitate, dacă nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Tot îi va ține, nu sunt. Facem următorul punct al ordinii de zi și am salut tot pe domnul vicepreședinte să vorbim. Da, vă mulțumesc mult, domnule președinte. Primăria Comunei Ștefan cel Mare solicită prelungirea traseului județean numărul 90 Onești-Bișoara, până un kilometru până la stația Școala. Cetățenii sunt nevoiți la această dată să parcurgă pe jos distanțele mai mari și să impun modificări și capătul de traseu. Este vorba de 10 teletransele Bacău, operatorul de transport care efectuează transport de persoane pe traseul numărul 17 Bacău Bucoci Coteni. SECE Polia Sele Bacău, prestator de serviciu de transport pe traseul numărul 30 Bacău lui Zicălugăra. Serviciul de transport persoane între municipiul Bacău și localitatea Călugăreni, comuna Dămienești, este asigurat de SECE Super Voiaj SRL prin 6 curse pe zi. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem analizei și aprobării proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee județene. Dacă nu sunt alte intervenții, îl rog pe domnul președinte să supună la vot și acest punct. Vă rog, că stimați colegi, dacă nu, suprim la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Deci, un am puncte diverse, pentru da? Puncte diverse, pe mântărâri privind asocierea dintre județul Bacău și Asociația Club Sportiv din Onești, în vederea cofinanțării proiectului Raliul Moldovei Bacău 2017. În februarie anul acesta a fost înregistrat la Consiliul Județean printr-o adresă primită din partea Asociației Club Sportiv din Onești, în care solicită asocierea județului pentru realizarea acestui proiect de amvergură la nivel național și internațional către proiectul. Poate ar mai fi trebuit menționat în exprimarea de motivă că există sursa de finanțare prinsă, nu? Dar la director, Mitra. Există sursa de finanțare. Da? Că altfel nu aveam să supunem astăzi. Da. Vreau să menționați acest lucru ca să votăm în cunoștință. Dacă sunt intervenții cu marginea acestui dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri, nu sunt. Vă mulțumesc mult de tot. Cu acestea, închidem. Domnule președinte, da. Nu era ședința rotundă dacă nu vedem în ședință. Vreau, dragi colegi. Da, haideți să facem un pic de liniște să-l ascultăm pe colegul nostru ca să fim operatori. Deci vreau să-mi exprim stuparea și revolta privind rezultatele vizitei ministrului transportului în județul nostru. Așteptat cu mari speranțe, în special pentru soarta podului care traversează râul Totoși în municipiul Onești. Această vizită s-a sfârșit, mă temiză, un fiasco. N-au obținut mari lucru, niște filmituri, practic, dacă ne raportăm la ceea ce se alocă în alte părți. Domnul ministru a fost nevoit să facă echilibristică și la propriu s-a figurat, la propriu spun pentru că era să se întindă cât e de mult acolo vizitând potul, iar a figurat să facă o echilibristică printre problemele pe care trebuia să le rezolve. Am reușit să-i mânez un dosar privind modernizarea de linii 11, un demers pe care știți foarte bine la început de acum una jumătate, un dosar în care erau 1113 semnături de la cetățeni, de pe toate meridianele, erau semnături de la consiliile locale, la consiliile locale din Oicuz, Bogdănești, Onești, Helegiu, Sândulen, Lidez, Bacău, de la Consiliul Județean Bacău, Consiliul Județean Covasna, de la Camera de Comerț, de la Asociațiile Patronale de Prindă Camera de Comerț. Probabil impresionat de susținerea proiectului, domnul ministru s-a simțit dator să menționeze Convenția de Prindă și modernizarea drumului de 19. Cu zgârcire deosebită, a arătat că se vor face 6 km de asfalt, de covor asfaltic, să nu vă închipuiți că în zona cea mai afectată, care știu cu toții, este de la Coman până în Mărba. Nu, se face covor asfaltic, așa spune domnul ministru, rămâne să vedem. De la Bacău până la pensiunea Hebron. Deci domnul ministru a fost mai impresionat de pensiunea Hebron, care a considerat că putem să-i asigur un acces mai ușor, decât de starea drumului construit de la Onești până la Bacău. Spuneam că e mintul. Ca să vă dați seama că cum se alocă banii în țara noastră, în infrastructură, vă dau câteva cifre. În bugetul Ministerului Transporturilor sunt prevăzute următoarele modernizări și reabilitări. Modernizare drum DN52, Alexandria, Zimnicea, 45 km, 234 milioane lei. Modernizare DN51, iarăși, din Alexandria, 41 de km, 132 de milioane. Modernizare, reabilitare drum DN6, Alexandria, Craiova, 143 milioane de lei. Ocolire, municipiul Alexandria, 199 de milioane de lei. În total, 1.142 de milioane de lei, adică 320 de milioane de euro. Ce obține județul Bacău? Covor asfaltic DN2F, 21 de kilometri, de la Secuiel până la limita județului, spre Vaslui, și de 11 km, cum vă spuneam, din Bacău până la pensiunea Hebe. 27 km în total. Un covor asfaltic are un preț de 150 până la 200.000 de euro. Deci pentru județul Bacău, guvernanții din sud, sudiștii, au alocat 4,05 milioane până la 5,4 milioane de euro. Acum 80 de ani, în ziarul Tempo, scria așa, titla, moldovenii cer șosele moderne, în 27 ianuarie 1937. Același lucru cerem și acum. Și același tratament de la avem.
Am senzația că suntem priviți cu dușmanie. În urma unui dușman că se face așa ceva. Până și slugii îi asigur confort. Ori noi suntem tratați ca niște dușmani. Nu primim absolut nimic. Meca România acum a devenit Alexandria. Uitați-vă și noastră, 320 milioane de euro alocați la Alexandria. Domnilor, noi, ca opoziție, facem ce vedeți, semnalăm. Dar cei care sunteți la putere, aveți obligația să puneți presiune pe cei care vă reprezintă acolo. Pentru că oamenii din comunitate, pentru asta v-au ales. Renunțați la a accepta cu obediență tot ceea ce decid cei de la cer. Nu este normal. Voi veți fi judecați de comunități, veți fi judecați de alegători. Și până la urmă toți avem de suferit pentru această situație. Domnul Dean, mulțumesc. Nu poți să vă las așa, adică chiar ați făcut un discurs total de mare. Prezentați-mi, asta e domnul, prezentați-mi proiecte care ascultam trecut, că ați fost în... Dați-mi argumente pe care le-ați adus, aceste proiecte sunt în faza de PTH și n-au intrat acum la finanțare. Deci ceea ce s-a discutat și în prezența ministrului, faptul că de atâția ani de zile, nu știu după revoluție dacă a fost un ministru al transportului în zona Onești, a fost prezent acolo, a văzut la fața locului ceea ce se întâmplă. Am discutat soluțiile și cu siguranță podul acela se va reface. Se va reface cu siguranță. Acum trebuie văzut soluțiile tehnice. Se discutau soluțiile tehnice, care e varianta cea mai rapidă, nu cea mai îndelungată. Spuneți-mi, de ce n-ați venit să dumneavoastră? Noi anul trecut, sau cu 2 ani sau cu 3 ani, am ajuns în faza asta. De ce nu se finalizează? Nu s-a făcut nimic. De ce nu ați venit cu aceste argumente? Noi, uitați ce am făcut noi anul trecut când am fost la putere. Uitați ce demersuri am făcut și uitați ce am reușit să realizăm. Și nu s-au făcut niciun demers. N-am avut un răspuns, știți foarte bine, de la minister. Astea sunt demersurile noastre în 2 luni de zile. Și iată că s-au concretizat. A fost prezent aici ministru, s-a uitat să vadă ce este prins în buget, ceea ce se asfaltează este prins acolo și proiectul s-a făcut toate procedurile. Practic se trece la asfaltare, pentru că ce discutăm noi dacă ar fi să trecem acolo la proiectare, probabil peste 2 ani se vor realiza. Deci iată că sunt lucruri care se întâmplă, nu, ce putea să spună? Iar DN11, cei 6 km de aici, în partea din Măgura, că curbele din Măgura știu foarte bine, e dificil și iarnă și știm foarte bine ce probleme sunt acolo. Și am înțeles că tot DN11 este prins, într-adevăr, dar nu se va întâmpla anul ăsta. E firesc. Și ce să spunem? Că o să fac, nu știu, când o să avem documentația concretă și știm exact, atunci o să discutăm. Și am să rog pe domnul administrator public, care a lucrat atâția ani în domeniul și a fost prezent, din punct de vedere tehnic, să intervine și dumneavoastră. Domnul Palea, vă rog. Mai mulțumesc. Câteva precizări aș vrea să fac. Am fost și eu la întâlnirea cu domnul ministru. Referitor la ce a zis domnul consilier, ce spuneți dumneavoastră, sunt alocările pentru județul Bacău pe partea de întreținere. S-a discutat cu ministrul pe de o parte și uitați să spuneți finanțarea pentru șoseaua de centură. Chiar dacă contractul este rezidiat, există finanțare pentru șoseaua de centură. Vis-a-vis de reabilitarea și modernizarea DN11, s-a discutat, există un studiu de fezabilitate despre care le-ați enumerat și celelalte studii de fezabilitate care ne-a spus în județul Teleorman, sunt studii de fezabilitate. Avem și noi studii de fezabilitate, chiar mai multe studii de fezabilitate avem. Acesta este de la Bacău până la Brașov. Iar noi am venit cu propunerea, având în vedere suma foarte mare care a trebuit să dea Guvernul României pentru reabilitarea întregului tronson, să împartă acest obiectiv pe fiecare județ în parte. În așa fel încât în cursul anului acesta sau cel târziu în cursul anului viitor să aprobe indicatorii tehnico-economici pentru județul Bacău, deci pentru tronsonul din județul nostru și să înceapă reabilitarea lui. Vreau să mai fac o precizare tehnică.
De ce spuneți dumneavoastră, coma și într-adevăr nu se pot face lucrări de întreținere și știți foarte bine. Deci s-a discutat de cei 6 km pe care se pot face lucrări de întreținere, având în vedere că trasamentul este oarecum propice și este suficient doar un covor bituminos. Și s-a mai discutat, dar deocamdată nu avem oficial și încercăm să suplimentăm, să suplimentăm porțiunea de la Heliceu către Onești. Alt punct care s-a discutat este reabilitarea DN12A de la Comănești la Ghimeș, pe care s-a făcut un tratament acum 3 ani și încercăm să găsim soluții rapide, în așa fel, împreună cei de la CNAIR, chiar în acest an să execute niște lucrări de reabilitare și pe acest tronson. Iar vis-a-vis de DN2F, aș vrea să fac o precizare, covor asfaltic este de la Secuieni până la limita cu județul Vaslui, pe un program, un acord cadru care l-are CNAIR-ul, iar de la Secuieni la Bacău se va face prin regie proprie, covor asfaltic, între reparații și covor asfaltic de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Se vor executa de asemenea lucrări de reparații pe DN2 în zona, pe zona Bacău Roman și chiar și pe partea asta spre Bacău Ajut. Deci eu spun că sunt lucrări de întreținere mult mai multe decât ne-a spus dumneavoastră și sunt obiective de investiții pe care le urmărim și încercăm să fie promovate de către minister și de către compania de drumuri. Mulțumesc! Dacă să evite să mai fac niște pești, citez aici declarația domnului ministru. Domnul Anteanu, foarte scurt. Foarte scurt. Spune așa, domnul ministru, modernizarea celor 159 de km ai drumului DN11-Brașov-Onești-Bacău sunt 178. Dar domnul ministru, va costa 634 milioane lei. Cum vă spuneam, studiul de fezabilitate este din anul aprobat în guvern, prin hotărârea de guvern 993-2009, 796.462 de milioane lei. Investiția va fi spartă în mai multe segmente pentru a putea fi licitate separat. În județul Bacău ar fi 80 de km de drum ce trebuie modernizat. Este luat în calcul, ce spunea domnul administrator, este luat în calcul această variantă, ce ar urma să fie realizat la bugetul de stat. Studiul de fezabilitate va începe să fie realizat în 2018. Deci, noi avem studiul, dar nu mai începem o dată. Pentru că lucrările de timp se facă după 2021. O declarație pe care, practic, ne minte, ca să ne adoară așa simțurile. Este minciună că nu capătat. Vă spuneam, studiul de fezabilitate realizat în 2008, aprobat de hotărâre de guvern în 2009, în aceeași situație în care sunt și studiile de fezabilitate de la Măgurene. Toate trei sunt în 2008, 2010. Nici vorbă de dorință de a realiza această modernizare. Trebuia să spună ceva ca să ne liniștească. Deci trebuie să continuăm de restul. Trebuie pusă presiune, se poate face imediat acest drum. Stimate coleg. Decât să cheltuie banii pe alte prostii, pe investițiile acelea care se fac în sud, v-am spus ce este acolo. 1.442.000.000 de lei cheltuiți la Alexandre. Mulțumesc. Pentru toți de cei care au participat și au derulat la implementarea sau participat la implementarea unui proiect, știm foarte bine că o anumită documentație are un anumit sau un proiect care are un anumit timp de validitate. După 2 ani de zile, nu? Dacă greșesc, vreau să spun. După 2 ani sau 3 ani trebuie actualizat acel proiect. Și probabil despre asta este vorba în... Trebuie să spune, se realizează în 2008 și de studiu de zabilitate. Nu știu, acum este actualizat strict în termenii financiari. Haideți să ne concentrăm și să vedem ce putem face noi pe acasă și sunteți invitați, nu ducem în politică, nu se dau și nu se... Banii europeni nu se merg în funcție de culoarea politică, facem proiecte fezabile, le înaintăm și încercăm pe programele operaționale și pe ceea ce linii de finanțare și asta au făcut și pe PNDL, și pe POR, și pe toate celelalte. A fost și ministrul aici, să vedem un alt plus, și pe
ADR cu acel drum interjudețean, în care acum suntem în faza de clarificări și o să trimitem clarificări, adică încercăm, vă rog frumos, nu? Haideți! Sunteți invitați să... De ce să facem asemenea declarații? Vă dați seama, aici sunt chestiuni tehnice. Le aduceți în discuția și sunt truncheate. Sunt luate din context. Nu vă supărați. Deci da, eu am derulat atâtea proiecte și știu foarte bine că dacă nu te pune pentru anumit timp, va trebui actualizată documentația. Acum, un cuvânt scos din contexta îi dă un alt sens. Vă mulțumesc. Eu zic să ne oprim aici. Nu intrăm într-o colegă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.